noștri. La transporturi vreau să accelerăm activitatea atât pe execuția proiectelor de autostrăzi, proiectele care sunt acum în execuție și unde lucrurile n-au evoluat suficient de bine, reforma la Compania Națională de Autostrăzi și de Drumuri pe care o cer de câteva luni, unde știu că s-au făcut progrese, dar nu suficient de rapid, și totodată pregătirea de noi proiecte. Suntem aici tocmai pentru că am preluat guvernarea fără proiecte pregătite pentru perioada bugetară 2014-2020. Sunt unele proiecte care au început să fie pregătite, dar trebuie să accelerăm aici ritmul, tocmai pentru ca în anii următori să avem ce să implementăm.